Seara, doamnelor și domnilor, sunt Iulian Maxim și urmăriți o nouă ediție a emisiunii Linia Directă. Așa cum v-ați obișnuit în ultima perioadă, este o ediție electorală. Este o ediție de promovare pentru candidatul Alianței PSD-UNPR-PC, domnul Victor Ponta. Reamintim ca de fiecare dată că WILTV a trimis invitații către toți candidații de la aceste alegeri prezidențiale. Așteptăm și săptămâna viitoare, de altfel fiind ultima săptămână, după care urmează alegerile. Invitații mei din această seară sunt doamna Fabioara Ionescu, administratorul public al județului Prahova. Sără, bună, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor! Care trebuie să remarcăm că este într-o ie foarte frumoasă. Vă mulțumesc mult! Așa. Sunt mândră că sunt româncă. Da, și domnul Ion Eparu, deputat PSD, cu care de altfel v-ați mai văzut. Bună seara, domnul deputat! Bună seara și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cu plăcere! Vom discuta despre programul domnului Ponta, dar și despre câteva evenimente care s-au întâmplat recent pe scena politică, unele legate și de această campanie prezidențială. Știm de fiecare dată când avem alegeri că avem și scandalurile de rigoare, cu tot felul de întâmplări mai mult sau mai puțin plăcute. În primul rând, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, dacă ar fi să-l comparați pe domnul Victor Ponta cu ceilalți candidați, ce credeți că are în plus și ce credeți că are în minus? Dacă vreți, puteți să o faceți direcțional, vis-a-vis de un anumit candidat sau vis-a-vis de toți candidații? Bineînțeles că Victor Ponta este cel mai bun dintre toți candidații care s-au înscris acum la... De la PSD, nu mă așteptam de la altceva. Normal da. Că... Așa și este. Și nu numai noi spunem, cât și aproape 50% din cei care au fost chestionați. Vedeți că nu avem voie să vorbim despre sondaje. Nu despre am rezultat. Un sondaj, da. Este o impresie personală și tot ce vă spun din discuțiile mele cu cei care mă înconjoară, aproximativ 50% consideră că are mai multe calități. Și anume, unul este tânăr, și nu a fost într-un regim care să îi fi dăunat în sensul de percepție. Vorbesc de regimul comunist, deci dânsul nu a avut perioada asta în care să fi era pe la produs. Școală, bănuiesc. Era la școală, bineînțeles. Și ca și Partid Social Democrat și la fel cei care au simțit măsurile pe care le-a luat dânsul de când este prim-ministru, au fost măsuri de protecție socială fără precedent care s-au întâmplat în perioada de când a preluat guvernarea. Protecție socială atât pentru persoanele vârstnice, cât și pentru tineri, cât și pentru zona sanitară și mame, copii și așa mai departe. Probabil că în decursul emisiunii le vom detalia aceste programe, care nu sunt puține. Și pe lângă aceste măsuri de protecție socială, bineînțeles că dânsul a avut diverse măsuri în zona economică, în zona învățământului. Doamna Ionescu, credeți că publicul, când își alege un președinte, stă să analizeze logic, domne, ce a făcut Ponta, ce a făcut Iohannis, ce a făcut Udrea, sau este și partea emoțională implicată foarte mult și deja convingerile fiind formate, omul știe cam pe cine să se adreseze. Adică, mă gândesc, contează până la urmă să-ți prezinți programul ăsta electoral? Bineînțeles. Și cred că ar trebui pentru cine, în acest pentru moment, nehotărâți? În acest moment, nu vorbesc de membrii de partid. Da? Am înțeles, deci da. Vorbesc de ceilalți care nu sunt înscriși în partid și nu vorbesc de nehotărâți, vorbesc de toată masa de alegători neînscrisă în partid. Da? E normal ca toată această campanie, și iarăși e părerea mea, da, să se axeze pe programele pe programele fiecărui candidat în parte. Eu ce am văzut până acum au fost numai lupte, au fost apostrofări, au fost cum să scoatem la iveală ce are negativ fiecare dintre candidați. Nu e o campanie pozitivă în sensul de a combate ideile unora cu acelorlalți. De a le combate, deci, elegant. Elegant. Exact.
Am așa asistat, de combătut, am văzut că se combat, dar la nivelul suburban. Suburban și chiar nedemn. Nedemn pentru oricare dintre candidați. Am asistat la un moment dat într-una din serii, unul dintre candidați și a prezentat programul, a încercat să-și prezinte programul electoral, da? Deci ca simplu cetățean m-am uitat la ceea ce a dorit să prezinte. Este vorba de domnul Iohannis. Am rămas un pic stupefiată, nu știam dacă mă uit la prezentarea unui program electoral sau la un la o emisiune din aceea de teleshopping, care vând produse. Ceva sau de genul. Voi scădea TVA-ul, spune candidatul. Bun, mi-am pus întrebarea, oare este apanajul președintelui să scadă TVA-ul sau al guvernului? Am stat și m-am întrebat. A trecut mai departe. Cum scade TVA-ul? Adică de la 24% pe care și dânsul a participat la această majorare a TVA-ului, la momentul respectiv, pentru că este în alianță cu PDL-ul. În momentul de față, nu? Au făcut acest tandem și TVA-ul pentru faptul că Parlamentul n-a fost de acord să reducă pensiile cu 15%, a zis, bun, nu vreți asta? Atunci vă fac TVA-ul 24%. Deci scade TVA-ul de la 24% la 19%. Cum? Păi scad cu 2% evaziunea fiscală. Fără să prezinte ce înseamnă, care e valoarea evaziunii, cum face și mai departe. Ba mai mult, dacă scad cu 3% evaziunea fiscală, atunci pot să scad TVA-ul sub 19%. Sunt niște lucruri, niște teorii care se aruncă pe piață fără un fundament economic și iarăși mi se spun, nu e treaba președintelui să ocupe de așa ceva. Avem guvern, probabil că vor fi în guvern la fel de buni specialiști sau mai buni decât cei care sunt acum, care vor veni cu aceste propuneri. Deci nu mi se pare normal ceea ce se întâmplă acum. Am înțeles. Domnule Paru, opinia noastră care ar fi? Da. Domnul Maxim, eu am mai răspuns și cu alte prilejuri la întrebări similare și mă tot gândeam cât a vorbit colega Fabioara, cam cum aș putea să spun același lucru, dar cu aceleași cuvinte, pentru că în general nu-mi place să mă repet. Victor Ponta, aș încerca să sintetizez spunând așa, are hotărârile la el. Și de aici am putea să detaliem. Deci, atenție, rugămintea era să-l comparați, asta era ideea. Adică știm exact, cu toți cine exact, e Victor Ponta. Exact, da? Asta vreau să spun. Da. Pentru că dacă încerc să detaliez, spun așa, Victor Ponta are o experiență extraordinară în actul de guvernare. A fost deputat, a fost ministru în diverse variante, este prim-ministru. Cu alte cuvinte, când spune ceva, știe ce spune. Este de formație procuror. Și în accepțiunea mea, în gândirea mea, o astfel de formație îi va permite să se desprindă exact atât cât trebuie de partidul care îl poartă și o să-l poarte la victorie. Pentru că una din marile probleme ale administrației prezidențiale în ultimii 10 ani, în opinia mea, a fost asta. A rămas mult prea aproape președintele Băsescu de partidul de PDL, partidul care l-a dus în fotoliu de președinte. Formația aceasta sau această formare ca și procuror, în opinia mea, îi conferă candidatului Victor Ponta această capacitate potențială de a se desprinde exact atât cât trebuie și cât mai ales cât îi impune legea. Pentru că trebuie să recunoaștem că dacă noi ca cetățeni am fost extraordinar de nemulțumiți, o parte mare, repet, și n-aș vrea să mă refer din nou la cele 7,4 milioane care și-au spus părerea în felul acesta, deci eu ca cetățean am fost deranjat de faptul că președintele țării n-a putut să se distanțeze de cei care l-au sprijinit să ajungă. Deci iată câteva atuuri pe care eu le consider decisive în lupta electorală. M-aș adăuga colegii mele în a spune și eu că în mod firesc ar fi trebuit ca până acum deja să asistăm la niște dezbateri între candidați. Ori
Din câte am observat eu până acum, dezbaterile s-au făcut prin interpuși, prin reprezentanți. Eparu intră în dezbatere cu mai știu eu cine reprezentant al ACL-ului, doamna Fabioara cu altcineva și tot așa. Dar candidații între ei nu credeți. Da, din ce știți dumneavoastră, pentru că într-adevăr la toate alegerile din România n-a existat o singură campanie în care să nu se finalizeze cu o dezbatere națională, de obicei prezentată de postul românesc, de TVR, da? De postul național, în care să fie absolut toți candidații, să răspundă la aceleași întrebări, exact, și exact, să-i vezi cu cuvintele lor, să-i exact, vezi cu logica lor, să-i vezi exact, cu mimica lor de multe ori. Din câte sunt eu informat, din tot ce știu eu, domnul Maxim, trebuie să se reține faptul că Victor Ponta a lansat el însuși invitația aceasta la 3 dezbateri înainte de turul 1 și de asemenea cu toți candidații, cu timp egal de intervenție, mă rog, o dezbatere deschisă, așa cum de altfel a subliniat și dumneavoastră, și iată rezultatul. Eu nu știu, poate nu știu eu, să fi fost o astfel de dezbatere. De asemenea, a lansat invitația ca între turul 1 și turul 2, cei doi calificați pentru finală, pentru turul 2, să participe la 3 dezbateri pe diverse teme, repet, pe diverse teme care într-adevăr sunt în sarcinile de serviciu, dacă îmi permiteți această exprimare, ale președintelui. Politică externă, siguranță națională și siguranță în toate aspectele de siguranță, inclusiv în înțelesul direct al cuvântului, siguranță energetică, siguranță alimentară și tot, că astea de fapt sunt atribuțiile principale ale președintelui. Reprezentare în exterior și tot ce ține de politica externă și așa mai departe. Până acum, din câte se vede, niciun candidat sau niciunul din ceilalți candidați sau, mă rog, nu știu care ar fi motivațiile, dar eu nu știu să fie existat o astfel de dezbatere și dați-mi voie să mă îndoiesc. Mai avem o săptămână, mai poate. Mai avem într-adevăr avem o speranță. Mai avem într-adevăr o săptămână și câteva 2-3 zile până la primul tur și poate în ultima săptămână lucrurile se vor schimba. Din punctul nostru de vedere ar fi benefic, pentru că, repet, eu așa, la nivelul meu de percepție, am încredere deosebită în capacitatea domnului Victor Ponta de a face față oricărei dezbateri de genul acesta. Pe de altă parte, țin să remarc și să o felicit pe doamna Fabioara, care a observat acest lucru. Am văzut și eu, într-adevăr, ca ziarist, la foarte mulți candidați prezentând date economice, în special, știind că populația suferă la nivelul ăsta. Deci omul nu se gândește, domne, urmărește cearta politică, dar e prea puțin interesat. E mai mult ca un fel de cancan să se relaxeze acasă după o zi de muncă, știți, hai să ne uităm la fraierii aia ca să se ceartă pe TV, dar pe omul simplu îl interesează ce pune pe masă, ce taxe vin, impozitele locale și taxele locale, asta îl interesează. Și atunci mulți candidați au venit cu propuneri, vă dăm nu știu câți bani, sau mișorăm taxele, sau reindustrializăm România. Întrebare, este în atribuțiile președintelui, poate să facă un președinte, măcar poate să sugereze aceste lucruri? Domnul Maxim, conform textului constituțional, răspunsul este categoric nu. Nu președintele are în atribuții lucrurile acestea. Este însă în atribuția președintelui sau în atribuțiile președintelui această sarcină de mediere între societate și guvern. Între societate și legislativ, dacă vreți. Adică, la un moment dat, președintele trebuie să se facă purtătorul de cuvânt al maselor, dar în sens pozitiv, nu în sens negativ. Nu președintele trebuie să hotărască și să impună guvernului tăiați pensiile. Nu puteți să tăiați pensiile, atunci măriți TVA-ul. Nu. Aceasta este o anomalie. O anomalie grozavă care ne-a afectat din străfundurile ființei pe toți. Ca atare, răspunsul la întrebarea noastră directă este un nu categoric. În același timp însă, președintele trebuie să aibă această, nu neapărat el însuși, dar să aibă cunoștințele necesare, pentru că eu am spus-o de multe ori și o repet, faptul că mă votează cineva, m-a votat pe mine deputat, nu înseamnă că de-a doua zi eu am căpătat valențe extraordinare și cunoștințele mele au explodat. Același mod de gândire l-am și despre președinte. Indiferent, președintele este un om.
Victor Ponta este un jurist, un magistrat și are cunoștințe mai bune în domeniul acesta, mai puțin bune într-un domeniu și pe măsură ce ne depărtăm de preocupări, cu siguranță cunoștințele sunt din ce în ce mai puține, dar eu văd necesar la un președinte să dețină capacitatea aceasta de a-și forma echipe de specialiști care să-l consilieze în sens pozitiv. Și din acest punct de vedere, este foarte important la persoana care va deveni președinte să aibă de unde să aleagă. Să aibă de unde să aleagă, pentru că, în general, această opinia mea, nu poți să pui consilier pe cineva pe care nu-l cunoști. Președintele poate să propună o anumită temă de dezbatere, să zicem, cu guvern și societate. Cu siguranță. Asta... Cu siguranță. Chiar, după părerea mea, din postura de mediator, ar trebui să asiste activ la o astfel de dezbatere. Da. Pentru aici că, de multe ori, guvernele României au dat senzația că uită de populația care i-a trimis acolo, da, la putere, și au luat niște măsuri de-astea nu ești foarte logice, total antipopulare, clar asta, și atunci mi se pare normal că președintele la un moment dat să intervină, să le aducă aminte, băi băieți, nu sunteți de capul vostru acolo la putere. Reprezentați populația asta de români? Domnule, sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Ceea ce nu accept este ca această implicare să devină, dacă vreți, cuvântul ordinei de zi. Adică președintele nu trebuie să facă asta toată ziua bună zi. El trebuie să observe și să constate la un moment dat că în societate a apărut o anumită problemă. La o anumită categorie socială, să zicem profesori, să zicem medici, să zicem pensionari, tineri și așa mai departe. Și atunci el, din postura de mediator, trebuie să cheme acei factori, guvern, legislativ, dacă vreți, societatea civilă, să-i așeze la aceeași masă. Poate chiar partidele, că astfel de întâlniri între partidele nu prea s-au mai făcut. Să-i așeze la aceeași masă și să le spună, domnilor, societatea noastră are această problemă. Nu trebuie să lăsăm problema să se acutizeze, să devină nerezolvabilă. Haideți să vedem ce putem să facem. Și cei care sunt instruiți și au un sarcin să rezolve problema, trebuie să intervină. Vreau să completați? Da, eu vreau să vă spun că, vis-a-vis de ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, eu aș vrea ca președintele meu, deci cel pe care îl voi alege, să fie un președinte care să mă reprezinte, să mă reprezinte și în străinătate și peste granițele țării. Ceea ce nu s-a mai întâmplat în ultima perioadă, deci chiar în ultimii 10 ani. Dați-mi voie să vă contrazic aici, doamnă Ionescu, pentru că Traian Băsescu tot timpul a spus, eu am o relație extraordinar de bună cu America, cu Statele Unite. Nu am sunt văzut bine relația văzut asta în Europa, de... pentru că Partidul Popular European e la putere. Deci eu n-am observat această chestiune. Deci eu vreau să vă spun, nu mă refer neapărat la Traian Băsescu, vreau să am un președinte care să mă reprezinte pe mine ca țară în exterior, să ridice această țară care ne oferă destul de multe pe plan extern și să fim, să avem locul nostru acolo în Europa, un loc bine determinat. Iar cel care poate face acest lucru este numai Victor Ponta, ați vrea nu un președinte altcineva. Care să zică Rusiei facem din Marea Neagră un lac românesc? Deci nu este genul domnul Victor Ponta care să facă astfel de afirmații. Întotdeauna este foarte controlat. Deci nu vreau așa ceva. Vreau un președinte care să aibă relații amiabile, de bună vecinătate cu toți vecinii noștri și care să ridice valoarea României și a românilor în general în plan extern. Nu mă refer la categoriile de oameni care au plecat și dintre ei sunt foarte mulți buni, sunt poate câțiva care nu ne-au făcut onoare. Nu aici e problema. Problema este ca acei români care sunt plecați, poate oferindu-le un cadru bun să se întoarcă în țară și să găsească aici de lucru. Uite, vă dau un singur exemplu. De curând, guvernul, unde momentan este premier domnul Victor Ponta până ajunge președinte. Dacă ajunge, că nu știm. Eu sunt convinsă că da, permiteți, e părerea mea. Vă rog. Da. A relansat programul Prima Casă, a relansat programul Prima Mașină, a relansat programele de Startup, România Startup,
Nu știu dacă toți cunosc acest lucru. Programul Prima Acasă, inițial, deci adresabil tinerilor până în 35 de ani, cu dobândă subvenționată și cu garanții guvernamentale, acum se adresează și persoanelor din diaspora, deci cei care au permis de lucru și ședere într-o anumită țară unde lucrează, pot să acceseze acest program cu această dobândă subvenționată. Cineva a spus că asta e un mod de a atrage banii românilor din străinătate, să vină să investească în România, să nu se consume acolo. Întotdeauna sunt și interpretări care, de aceea avem o poziție, nu? Ca să spună și alte păreri față de realitatea care asta este. Avem programul Prima Mașină. Mulți tineri își doresc să-și cumpere o mașină și poate nu au această posibilitate. Cu un avans de 5 sau 10%. Cu programul Rabla, care este nu Rabla, altceva. Nu. Este vorba de mașini noi și intenția este bine, de, și acolo de era a tot elimina... de mașini noi. Tot de a sprijini nu, cumpărarea nu, e cu de totul noi. Al program unde se acordă un credit de... Asta este special pentru tineri, înțeleg. Pentru tineri, mașină. Da, până în 25 de ani. E un credit care se acordă pentru mașini noi în valoare de 50.000 în condiții de lei favorabile. Plus TVA cu dobândă subvenționată, la fel garanții guvernamentale. Programul România Startup se adresează studenților, proaspăt absolvenților, unde iarăși guvernul le dă sume până în 20.000 de euro pentru a-și porni o afacere în diverse zone. Deci vedeți, tocmai pentru... Vedeți că mă bufnește rusul. De câte ori a avut suma asta, mi-aduc aminte de promisiunea domnului Dan deci Diaconescu. Nu... Dan Diaconescu, care are și un programul de țară cu tot cu 20.000 de euro dați pentru demararea unei afaceri. Da, dar îi dădea de tot. Nu știu în ce condiții, deci, nu precizau. Aici trebuie să fie o afacere care să meargă mai departe. Ba, de curând, eu știu, pentru profesori, de mult n-a mai fost dată acea sumă de 100-150 de euro. 150. Pentru material didactic, pentru cărți, pentru... Și am văzut că nu li se cere să o deconteze. Se cere o declarație pe proprie răspundere cum a folosit această sumă. Normal că ea trebuie folosită pentru activitatea didactică. Deci... Acum, dați-mi voie să vă întreb, toate aceste măsuri, care sigur că sunt binevenite pentru populația care și așa e sărăcită și o duce greu. Opoziția le interpretează, domnule, le dați acum înainte de campanie? Suntem Partid Social-Democrat și nu le dăm acum înainte de campanie. Prima Acasă rulează ca și program în guvernul Ponta de aproape 3 ani. Deci cunosc pe cineva care chiar și-a cumpărat acum 2 ani un apartament pe Prima Acasă. Ea va funcționa și pe construcții noi. Deci construcțiile în sensul de a da acest bani și pentru a-ți face tu o casă, singur. Nu mm-hmm. să-ți cumperi un apartament sau. Corect. Deci sunt programe care și v-am spus că opoziția întotdeauna va avea alte păreri pentru că asta este rolul ei și până la urmă așa este și normal, ca să creăm o luptă a contrarilor ca să naștem progresul, dar în mod pozitiv, nu în mod negativ să ne să-mi zică cineva dar de ce te-ai îmbrăcat cu ei astăzi? Vă aduceți aminte că a mai făcut un scandal și la alte alegeri și alegerile parlamentare și a spus nu mai dați bani populației înainte de alegeri ca după aceea să suferim nu știu câți ani și să iată, să tăiem pensii, să tăiem că din cauza nici nu celor se pune date problem. Atunci am fost obligați să luăm aceste măsuri. Nu, au fost niște măsuri acestea necalculate la momentul respectiv de tăiere a pensiilor și a salariilor, necalculate economic. După părerea mea, iarăși vin să vă spun, aveau nevoie probabil de niște fonduri și nu știau de unde să le ia. Și atunci a zis, bun, ce e la îndemână? Păi uite, hai să tăiem salariile 25% la toți bugetarii, care a însemnat de fapt în final, aproape 50% această tăiere în luată per persoană, pentru că bineînțeles că s-au tăiat și celelalte sporuri care li se cuveneau prin salarii. Am îndreptat, deci guvernul Ponta a îndreptat această eroare, la fel a îndreptat și eroarea de închidere a spitalelor, care știți bine că s-a întâmplat tot în vremea guvernării trecute. Și s-au redeschis spitale, chiar și în județul Prahova avem spitalul de la Urlați redeschis. Nu s-au redeschis chiar toate, o parte din cele închise. O parte, dar cea mai mare parte. Na. Dar poate că nu era cazul să fie închise acele spitale la momentul respectiv. Pe partea de TVA,
Noi nu putem să venim să spunem că vom face și vom. Deci se va încerca scăderea TVA-ului și s-a reușit pentru produsele de panificație până în acest moment. Iarăși o măsură bună de refacere a ceea ce au stricat cei dinainte. Deci reducerea TVA-ului la produsele de panificație, știți că acum e 9%, a dus la scăderi de prețuri pentru pâinea, care e cea de bază în alimentația noastră. Dați-mi voi aici să vă spun că nu s-a resimțit această scădere de TVA la pâine la cumpărătorul final, adică cetățeanul. Nu s-a simțit absolut. De ce ziceți asta? Eu luam o pâine scădere, cu 1,50 și acum iau cu 0,9 lei. A fost o scădere momentană, pâine, timp de maxim o lună, după care prețurile au urcat. Probabil, ce a făcut această măsură și dacă a avut un efect benefic, ăsta a fost, a scos puțin din economia aia neagră câțiva producători care produceau mii, zeci de mii, de sute de mii de pâini sau alte produse de panificație la negru. Cred că ăsta a fost efectul benefic. Că a transferat niște bani care se fugeau în bugetul național. Asta e părerea noastră, eu vă contrazic, vă spun, iau aceeași pâine, o luam cu 1,50 lei, acum o luau cu 0,90. Aceeași pâine, aceeași greutate, poate ați luat altceva cu greutate mai mare. Vorbim de CASE, da? Știți că s-a redus cu 5% începând cu luna octombrie. Asta duce în continuare la scăderea presiunii fiscale pe agenții economici, deci ei vor plăti mai puțin la CASE și automat vor putea să angajeze forța de muncă. Asta devine și o atracție pentru forța de muncă românească. Românească. În ideea că ar putea să vină niște investitori străini, uitându-se în stânga, în dreapta, pe aici, prin estul Europei, unde sunt într-adevăr salariile mai mici, să zică, domne, dintre toate țările, România are fiscalitatea pe piața asta, pe piața forței de muncă, cea mai redusă, ne convine să investim aici, pentru că nu o să ne plătim oamenii foarte mult și scoatem și noi profit, da? Rămâne de văzut dacă așa se va întâmpla. Da, deci... Da, dacă îmi permite și mie să am o scurtă intervenție, am auzit de foarte multe ori și acum a constat la colega mea, aducând în spațiu public în această perioadă temele acestea care au, dacă vreți, fundalul economic. Și social, și economic. Și economic. În ceea ce îl privește pe Victor Ponta, eu aș spune așa, că în mod direct, Victor Ponta nu are nevoie de aceste teme decât dintr-o singură perspectivă. Și dacă urmărim cu atenție discursul public al candidatului Victor Ponta în ultima perioadă, ne vom da seama, cel puțin așa gândesc eu, că este vorba despre următorul lucru. Când spune că am redus CASE-ul, când spune că am dat înapoi profesorilor banii, când spune că am dat înapoi pensiile, am retrăgit pensiile, el nu face din perspectiva viitoarei funcții de președinte. Nu. Nu. Ci doar pentru a relaționa cu publicul și a stabili un lucru cât se poate de clar. Stimați alegători, eu sunt Victor Ponta, care v-am promis în alegerile parlamentare că guvernul USL, pe care eu îl reprezint ca prim-ministru, va face asta, asta și asta. Și iată, aveți în fața dumneavoastră, vă confruntați cu realitatea unor lucruri deja realizate. Deci acesta este omul Victor Ponta, cel care v-a promis ceva și care în acești 2 ani de guvernare a pus în execuție o parte din promisiunile făcute. Domnul Maxim, din punctul meu de vedere, acesta este, și dacă, repet, dacă ne uităm cu atenție la Victor Ponta când iese în spațiul public, spune așa, am promis că facem lucrul ăsta, l-am făcut. Și această modalitate de exprimare are doar acest scop de a stabili o relație, dacă vreți, de sinceritate între candidatul la prezidențiale, la funcția de președinte, Victor Ponta, și cetățeni. Pentru că în oglinda acestui mod de comportament, iată, eu nu mă pot abține din nou să aduc în discuție o problemă care tot ține capul de afiș al acestei săptămâni și săptămâna trecută, ci anume a modului în care candidatul Iohannis înțelege să dea niște explicații publice cu privire la niște semne de întrebare pe care populația în ansamblul ei le are cu privire la o anumită chestiune.
În timp ce Iohannis la fiecare apariție își schimbă discursul încercând explicații care mai de care mai ciudate, care în opinia mea îl afundă. Lămuriți-ne despre ce problemă. Este vorba de proveniența acelor 6 case sau 7 case, nu, că de fapt în momentul de față din modul în care s-a exprimat nu mai știm despre câte e vorba. Domnul Maxim, deci problema în sine, am văzut aseară un coleg senator PSD. Haideți să vă propun, pentru că tema mi se pare e important ce spuneți dumneavoastră. O să discutăm despre alte scandaluri care au apărut în această campanie, dar facem o scurtă pauză de publicitate. Durează câteva secunde, urmărim un clip și revenim. Ceva ce am uitat în acești 25 de ani. Vreau să vă gândiți că putem fi împreună și nu separat, că putem avea grijă unii de alții, că putem să avem încredere, să fim mândri și să facem o schimbare a noastră și a țării noastre. Votează Victor Ponta, președintele care unește. Iată că a fost de scurtă durată această întrerupere. Revenim la scandalurile care sunt pe firmamentul acestei campanii electorale. Parcă mai puține totuși ca alte dăți, dar oricum interesante. Vorbeați de problema cu Klaus Iohannis. Vreau să vă spun că, în opinia mea, aceasta este chiar o problemă majoră, domnul Mazic, și vreau să mă explic. Eu sunt cadru didactic. De 81 până acum sunt de 33 de ani la catedră. Și vă mărturisesc cu mâna pe inimă că prima mea dorință atunci când schimb seriile de studenți este aceea de a mă comporta astfel încât să dau încredere studenților în mine. În primul rând, din punct de vedere profesional, trebuie să vă spun că nu m-am dus niciodată, nici în calitate de asistent, nici șef de lucrări, conferențiar, profesor, cu fițuici la mine pe care să le scot în momentul în care, vezi, Doamne, mă încurc la tablă. Nu, pentru că eu spun așa, dacă eu mă încurc, Doamne ferește, în anumite situații, atunci, atenție, profesore, când vor veni studenții la examen, s-ar putea ca ei să fie puși în dificultate mai mare decât tine și trebuie să fii înțelegător. Deci vă spuneam așa, este o grijă primordială a cadrului didactic, aceea de a stabili cu elevii, cu studenții, cu partenerii, o relație de încredere reciprocă. Ori, ceea ce se întâmplă cu candidatul Iohannis acum, intră în această sferă. În fiecare apariție în care vrea să se refere la această nebuloasă din biografia domniei sale, da? Vine cu explicații care mai de care mai le-a zice ciudate. Adică, pentru un profesor de fizică, m-am uitat un pic pe CV-ul domniei sale, a terminat în 83 facultatea, până în 89 a fost profesor de fizică la școală generală. La școală generală. Până la Revoluție. Abia apoi a devenit profesor. Oh, nu e o rușine. Nu, eu n-am spus că e o rușine. Da. Dar eu mă refer la nivelul de salarizare. Ok. La nivelul de salarizare. Doamne ferește, cum să spui că este o rușine așa ceva? Ca atare, până în 97, deci profesor, în 99 a devenit inspector general adjunct și foarte puțin până să devină primar inspector general adjunct. Adică domnul Maxim a avut în această perioadă venituri cu totul și cu totul, le-a zice, sub limita decenței, pentru că asta era, din păcate, remunerația unui profesor, la un nivel care de-abia ne asigura condiția de subsistență. Să nu uităm totuși că preda o materie care putea să ofere meditații. Domnul Maxim, da. Vorbiți cu un profesor de mecanică, care mănâncă fizica, partea de mecanică și partea de termodinamică, scuzați-mă că
probabil colegii care mă ascultă, unii profesioniștii mă înțeleg. Deci o mâncăm pe pâine, partea mecanică și partea de termodinamică și cumva și electricitatea, partea de fizică. Deci eu știu ce vorbesc. Da? A fost o perioadă în care și eu mi-am adus contribuția, să spunem, la îmbunătățirea nivelului de viață al familiei, făcând meditații. Și știu despre ce vorbesc. Nu poate să fie această explicație, indiferent ce mi-ar spune. Și atunci întrebarea mea este, de ce candidatul Iohannis își minează propria relație cu electoratul încurcându-se în explicații? Ceva nu este în regulă aici. Și asta mă deranjează. Dacă eu sunt pus în situația să aleg... Dar dumneavoastră, de unde știți că cele 6-7 case la care faceți referire sunt cumpărate sau nu cumva sunt și o parte din ele moștenite și așa mai departe? Dar nu, eu nu fac decât să comentez răspunsurile domniei sale, domnul Maxim. Pot fi moștenite și atunci să spună casa numărul 2 sau casa numărul 3 este moștenită. Am zis că domnul Iohannis a dat explicații. Tocmai că toate explicațiile pe care le-a oferit, domnul Maxim, se întind pe vreo 6 direcții, dacă vreți, de explicații. Că le-a luat cu banii de nuntă, că le-a luat din banii de meditații, că le-a luat din banii de chirii, că le-a luat că au fost banii părinților, că le-a luat în rate cu sume foarte mici și evaluările care s-au făcut spun cu totul și cu totul altceva. Deci nu e niciun caz 6 case nu fac cât un apartament de București. Deci, vedeți, aceste încercări de a trece chipurile cu ușurință. Și acum mă întorc la ceea ce vroiam să spun când ne-ați întrerupt pentru publicitate, și anume că am văzut aseară un distins coleg de-al meu, senator PSD, când i s-a pus această întrebare, dar credeți că tema aceasta este o temă importantă, răspunzând că nu îi se pare chiar importantă tema aceasta. Regret că trebuie să-l contrazic pe colegul meu, dar nu era din Prahova, nu? Nu era din Prahova, okay. Dar nu vreau să vă spun așa, că nu casele în sine constituie pentru mine, pentru cetățeanul Eparu, problema, ci modul în care candidatul mai mult nu explică decât explică proveniența banilor pe care i-a folosit la achiziționare. De altă parte, dacă tot ați adus în discuție acest scandal și această temă, dați-mi voie să vă aduc și eu aminte că a fost o altă temă care ține de domnul Ponta, aceea cu ofițerul acoperit. Nici domnul Ponta n-a dat prea multe explicații. Bine, au venit alții să spună că legea nu permite să... Dar vedeți că lumea a rămas așa, contrariată. Sigur, e o chichiță electorală. Nu avea... Deci, aruncarea pe piață a acestei teme cu ofițer acoperit, în opinia mea, și-a atins scopul. Pentru că și a fost gândit acest lucru, și anume că Ponta nu va putea să intre în amănunte cu explicațiile pe care le va da. Da? Și ca atare, iată, o nedumerire pe care dumneavoastră o sesizați aici în emisiunea publică este un gen de nedumerire pe care, în opinia mea, îl au mulți cetățeni. Da? O fi adevărat sau nu fi adevărat? Pentru că cel care a aruncat pe piață nu vine cu explicații sau cu dovezi. Cel care este... Sau mă rog, a venit cu niște dovezi, dar nu le-a văzut nimeni. Domnul... Prezentată la un post de televiziune. Le-a văzut Rareș Bogdan. Da. Să mă scuzați, le-a văzut Rareș Bogdan uitându-se sunt alea care l-au uitat în dosarul roșu. Dosarul uitat întâmplător. Deci, încă o dată, evident că suntem într-o campanie electorală pentru funcția de președinte. Interesele sunt enorme, este clar. Taberele, în general, nu se dau înapoi. Dar iată care este diferența. În timp ce pentru candidatul Victor Ponta s-a aruncat pe piață această temă a ofițerului acoperit, care, prin natura ei, nu poate să capete mai multe explicații decât au fost date din partea celui care a lansat-o, că el știe că a fost, din partea celuilalt care a negat, da? În timp ce la problema pe care o are candidatul Iohannis, lucrurile când se poate declara. E o chestiune de, cum să vă spun eu așa, obișnuită a unui cetățean. Dom'le, ți-ai luat două case. De unde ai avut banii? Că acum nu mai ești. Bine, oare cine? Ești candidatul la președinție. Că Iohannis recent și-a cerut chiar scuze, special profesorul, pentru că a scăpat un cuvânt de la locul lui. Vis-a-vis de cu ghinionul, nu? Vă rog să-mi permiteți să vă spun așa, că după părerea mea mai bine nu-și cerea scuze decât să o fi făcut-o în felul în care a făcut-o. Nimai rău. Deci, domnul Maxim, a ieșit public, sfătuit probabil de echipa de campanie. E foarte bine să ai grijă ce spui. Echipa de campanie l-a sfătuit să-și ceară scuze. El a ieșit public și a zis cred că, deci atenție, citez,
cred că e momentul, dacă cineva e jignit, să-mi cer scuze. Adică, vezi, Doamne, nici măcar acum nu te-ai convins că exprimarea aceea nefericită, într-o zi neagră, tulbure, sau mai știu eu cum a fost, a jignit o categorie întreagă de cetățeni? Să nu uităm totuși că veniturile domniei sale au fost o perioadă ca profesor, după care a devenit primar al municipiului Sibiu. Domnule, eu sunt de acord cu dumneavoastră și întrebarea mea este, de ce nu spune asta? Domne, sau domnilor, stimați cetățeni, până la casa numărul 2 am pus bani din chirie, banii de la nuntă, banii de la părinți, dar de acolo încolo eu am fost primarul Sibiului. Și mi-am achiziționat aceste case din postura de primar cu banii câștigați acolo. De ce nu spune asta? Deci eu vreau o simplă explicație. Repet, asta pentru a stabili gradul de încredere al meu ca cetățean viitor votant față de unul din candidați. Are și domnul Ponta câte case, știți cumva? Poate vine cineva să zică că și domnul Ponta are nu știu câte case. Uite, vă dau un exemplu. Are casă la Cornu, în Prahova, nu? Deci nicio problemă. Atâta timp cât până acum, dacă această temă n-a fost pusă pe tapet în fața opiniei publice, da? Înseamnă că nu există niciun fel de probleme. Deci dacă ar fi fost, ziceți dumneavoastră, o găseau deja până acum adversarii. Da, am înțeles. Bine, vreau să vă spun așa, că în opinia mea și cu asta chiar închei subiectul acesta, modul în care Klaus Iohannis a înțeles că e cazul să-și ceară scuze față de această categorie socială profesorii din România, este o gafă mai mare decât scăparea, să spunem așa, cu ghinioniști. Dumneavoastră ce spuneți? Că e, într-un fel, până la urmă, poate și asta e o chichiță electorală. Știți că românul interpretează, domne, cine e bogat, automat să zicem că e ceva neregulă. Nu întotdeauna e adevărată. Domnul Maxim, dar Klaus Iohannis nu vine dintre socialdemocrați. Între socialdemocrați ai putea să ridici această temă de discuție. Mă îndoiesc, domnule Eparu, că ai putea să o ridici, că poate ți-ar zice câteva cuvinte mai dure niște colegi. Eu sunt avocatul celeilalte părți acum. Deci vă cred că sunteți profesor. Dacă vreți să discutăm despre nivelul de bogăție și așa, atunci, dacă e vorba de un socialdemocrat, poți să spui semne de întrebare. Dar dacă e vorba de un liberal, de un reprezentant al germanilor, aș scoate partidul din discuție. Aici nu e vorba că ești... Nu, averea nu este o chestie de rușine, domnule. În niciun caz. În niciun caz, nici dacă ești social-democrat, nici dacă ești... Nu, cum o justifică, aici e problema. Exact, că asta e pueril, ce părerea nici mea. Nici eu nu m-am considerat niciodată sărac. Na. Nu mă consider deloc sărac, fără să am averi... Am, în primul rând, familia, o consider cea mai mare bogăție. Copii realizați, cu nepoți. Am, slavă Domnului, absolut tot ce îmi trebuie. Din păcate, mulți politicieni nu justifică... Asta, da, într-adevăr, este o problemă și, dacă vreți, este problema centrală pe care societatea ar trebui să o rezolve. Vine anii și ne spune, domne, am descoperit că nu poate să justifice 100.000 de euro. Dar de multe ori ăștia sunt banii care se văd, pentru că omul are investiții în paradisuri fiscale, are investiții în America de care nu știe nimeni, are conturi în Elveția de care nu știe nimeni. Și eu rămân la părerea mea că până când societatea nu va găsi resursele necesare să rezolve aceste probleme, da? Nivelul de dezvoltare sau, dacă vreți, viteza de dezvoltare a noastră va avea de suferit. Și acum, domnul deputat, ca să spun și eu un punct de vedere, domnul candidat Iohannis e un liberal mai nou, de câteva luni, de un an, nu știu dacă are un an de când e Partidul Liberal, dânsul făcând parte din Alfor, propulsat direct în conducerea partidului, propulsat direct în funcția de președinte. Vedeți că nici președintele Partidului e Național... E nou Partid Liberal, pentru că am... Nou Partid, eu nu am văzut ce înseamnă nou partid, dar nici nu mă interesează prea mult... Uniunea dintre PNL și PDL. Nu au un iar alt atunci statut. A devenit Iohannis președinte. Nu au alt statut, nu au... Eu așa știu că acela statut... Aici chiar vedeți domnul, că aici chiar domnul... o să vă contrazică cei de la PLR, care spun că noi suntem moștenitorii liniei liberale, da? Watson, deci nu știu, și ceilalți care s-au dus către Partidul Dânșilor, Popular European. Dar ceea ce mă intrigă, că nici domnul Crin Antonescu, deci, care a fost președintele partidului și care s-a dat la o parte ca să-l lase pe domnul Iohannis în funcția de președinte, nu-l susține pe domnul Iohannis. Bine, eu așa domnul, am citit. Pe, că, domnul, vă spun, e părerea mea, eu le citesc Antonescu și le văd. Justificat de ce face chestia asta, a spus că s-a simțit înșelat. Probabil deci dacă domnul Antonescu s-a simțit înșelat, alegătorii
care sunt și bine, probabil nu vor alege. Nu știm ce promisiuni și-au făcut unul altuia. Nu se vor simți înșelați. Luăm contra cuvântul celuilalt. Așa este. Așa este. Da. Aici, atâta vreme când nu cunoaștem... Dacă dar, vreți, de luat mai departe. Nu știu, nu este un candidat. De asta vă spun că eu îl votez pe domnul Ponta, pentru că este același din totdeauna. Dar de ce atâta virulență împotriva domnului Iohannis? Nu vi se pare mai periculoasă doamna Udrea, să zicem? Doamna Udrea, pe mine, ca femeie, nu mă reprezintă. Și cred că sunt foarte multe femei care nu sunt reprezentante de dânsa. Are un anumit comportament, chiar am văzut-o acum câteva zile în care, sau aseară chiar, în care într-o emisiune electorală în care trebuia să susțină programul electoral, nu a făcut altceva decât să spună cum va veni domnul Băsescu după 22 decembrie în partidul unde este dânsa, ce va face domnul Băsescu atunci. Deci toată emisiunea s-a derulat numai pe tema domnului Băsescu, care va termina mandatul prezidențial și va înscrie în PMP și ce partid o să fie atunci. Cred că toată această emisiune a fost pentru electoratul domnului Băsescu, ca să-l atragă spre dânsa. Stați puțin, trebuie să vă întreb și eu. Doamna Udrea, credeți că are alt electorat în afară de cel al domnului Băsescu? Poate sunt și alți electori, deci nu. De ce? Spre exemplu, v-am spus, e o femeie care pe mine nu mă reprezintă și la fel, pentru că văd că încearcă să atragă electoratul feminin spre dânsa prin anumite apariții, dar la fel cred că sunt multe doamne care nu sunt reprezentate de dânsa. Arată foarte bine ca femeie, dar... Țin voie să vă amintesc și sloganul domniei sale, da, spuneți bună pentru România. Însăși acest slogan pe mine... E așa un pic ambigu și te duce cu gândul în toate direcțiile. Bine, gândurile românilor sunt vicioase de obicei, dar trebuie să... Nu, eu nu mă pot gândi la asta, dar nu cred că doamna Udrea reprezintă un pericol atât de mare în acest context. E cam tot pe acolo, de vârstă cu Victor Ponta, tot așa plină de energie, ba chiar a spus... Da, dar doamna Udrea a făcut parte din guvernul care a tăiat românilor salariile a tăiat românilor pensiilor, pensiile, a închis spitalele, a produs numai efecte negative. Da, se laudă doamna Udrea că a condus Ministerul Dezvoltării, care a făcut nu știu câte investiții de miliarde de euro în România. Da, terenuri de sport în pantă. Sau eu știu, alte... Poate nu alte, doar multe, în pantă, poate ori fi și multe alte normale investiții, care probabil că la un moment dat... Sală de sport în localitate în care cel mai tânăr cetățean are peste 50 ceva de ani. Sau parc de... Dar o cunosc parc eu, dacă vreți vă spun. Din Prahova. În comuna Jorești, din județul Galați. Din județul Galați. Iar parc în mijlocul pădurii, parc... Bine, nu, deci sunt multe, fi, multe și ele deja de primarii din zonele respective încep să spună despre investițiile care s-au făcut. Nu, dar zic, are o experiență și politică, are experiență și în administrația centrală. Are o experiență creată într-un anumit moment când, v-am spus... Astea au fost măsurile luate când dânsa a făcut parte din guvern. Dintre Iohannis, și dânsa n-a avut niciun fel de poziție. Dintre Iohannis poziție și doamna Udrea, pe tine prefera să ajungă în turul 2 cu domnul Ponta, dacă domnul Ponta ajunge în turul 2? Eu prefer ca domnul Ponta să ia din primul tur. Așa vreți dumneavoastră? Da. Dar dacă se întâmplă să fie nevoie de un tur al doilea, cu cine v-ați dori să pice? Cu doamna Udrea sau cu domnul Iohannis? Păi, văd că potrivit discuțiilor care le port cu prietenii, al doilea plasat este domnul Iohannis, dar nu neapărat că îmi doresc cu dânsul. Bun, are... Cred că cu oricine dânsul va avea câștig de cauză. Deci, indiferent cine va fi, va avea câștig de cauză. Acum, totul este ca la aceste alegeri, pe această lipsă de idei ale celorlalți candidați, de a-și prezenta platforma electorală, oamenii se întreabă dacă mă duc sau nu mă duc la vot, sau nu mă duc la vot pentru că și așa nu am pe cine să votez. Să sau știți și că așa, mulți români sunt așa, dezamăgiți. Da. Na. Eu aș ruga, în primul rând, doamnele și domnișoarele să meargă la vot, să-și îndemne și soții să meargă la vot, sau să nu lase numai soții să meargă la vot, să meargă și ele la vot, să voteze, să asculte părerile candidaților și să voteze ceea ce consideră că este mai bun. Și profit de faptul că sunt
în această emisiune și aș vrea să mulțumesc tuturor doamnelor și domnișoarelor care ne-au ajutat în campania electorală și atât pentru campanie cât și în ziua votului, că vor face și în ziua votului din comisiile în care vor face parte. Le mulțumesc din suflet și iarăși rog doamnele și domnișoarele să îndemne soții să meargă și ele la vot. Da, nu știu, nu cred că le oprește cineva pe doamne și domnișoare. Dați-mi nu știu, la noi sunt doamnele emancipate sunt suficient. Sunt zone în care se duc și singure, chiar dacă nu se duc bărbații. Nu, nu vor, lasă, de ce să mă duc eu să votez? Da, să ducă știți bărbatul meu. Știți unde se întâmplă, apropo ce ziceți noastră? Undeva la țară. Acolo, da, deci, familia tradițională e cu bărbatul în frunte. Dacă bărbatul nu mișcă, eu știu că emisiunea o difuzat și în rural, acasă, dumneavoastră. Da. Așa este. Așa că aici aș vrea să bat ca ele să nu stea acasă și să lase numai bărbați. Bun, acum haideți să vă zic eu ce a spus recent președintele Traian Băsescu. Chiar astăzi cred că am înțeles că a fost declarația. A spus așa: îmi pare rău pentru că românii au de ales alegerile acestea prezidențiale între o marionetă a propriului lui partid, partea sistemului corupt din PSD, referire la Victor Ponta, și altul care este incompatibil, referire la domnul Iohannis. Asta e o temă pe care vreau să o discutăm. Procesul domnului Iohannis de incompatibilitate cu ANI, deci la Înalta Curte, va avea loc pe data de 18. Deci la 2 zile după încheierea alegerilor prezidențiale. ANI a contestat termenul, a cerut a să fie în al doilea, înainte încă nu de al doilea tur. Încă nu s-a admis contestația, deci noi știm astăzi că pe 18 este acest termen. Ce se întâmplă dacă pe data de 18 domnul candidat Iohannis este declarat incompatibil de către ANI? Vom reface alegerile? ANI l-a scos pentru incompatibil. Justiția, nu, justiția. Ce ne, deci ce justiția, ne facem dacă apare ce răspunsul Ponta ofițial sau nu acoperit? Ce e asta? Păi nu știu, poate apare. Poate știți că sunt șapte candidați care sunt reclamați ca fiind și ei ofițeri acoperiți? Da, da. De către domnul Funar, al candidat. Asta am vrut să vă zic. Dacă ne uităm la cine i-a reclamat... Păi bun, și cine l-a reclamat pe domnul? Ne punem un semn de întrebare. Cine l-a reclamat pe domnul Ponta? Deci, nu doar domnul Funar. Pe de altă parte, vi se pare corect ca președintele în funcție să spune: domnule, aveți de ales într-un corupt? Că asta spune. O marionetă, partea deci sistemului, este corupt, obișnuit practic, să jignească zilnic. Jignește zilnic. Atât candidații, nu mai ține cont care din ei sunt. Că e Monica Macovei, că e domnul Ponta, că e domnul Iohannis. Deci, normal că nimic nu-i convine. Știu că dânsul a declarat că nici nu va mai sta o zi în plus la Cotroceni. Corect, pentru că a zis era că și asta pe 21 decembrie la ora 24 pleacă. Da. Dar la fel a declarat că își dă demisia în 5 minute. Deci sunt multe lucruri care se bat cap în cap. Iar aceste jigniri care le promovează chiar președintele României, deja mulți oameni s-au săturat. Apropo de chestia asta că Ponta corupt, urmarea sistemului corupt din PSD, vedem că DNA în ultima perioadă a scos pe bandă rulantă dosare. Ca niciodată, dați-mi voie să spun, da, s-au scos dosarele. Nu contestă nimeni că poate oamenii aceia sunt chiar vinovați. Da. Am văzut interceptări date, da, arestări. Hrebenciuc, Șova, apropo de cel mai recent scandal. Da? Mulți președinți de Consiliul Județene PSD scoși de DNA vinovați. Vor influența aceste dezvăluiri ale procurorilor? Noi trebuie să lăsăm justiția să-și facă meseria. Nu știu cât vor influența aceste dezvăluiri. Poate vor influența, poate nu vor influența, nu am idee. Dar justiția trebuie să-și facă meseria, să-și termine aceste dosare și să declare la momentul respectiv vinovăția sau nevinovăția persoanei respective. Dacă te iei după logica asta pe care o sugerează Traian Băsescu, domne, ia uite câți așa sunt în PSD și nu prea mai vedem, dați-mi voie să vă spun, au fost mai înainte, dar acum nu prea vedem așa mulți reprezentanții altor partide trimiși pe la DNA. Probabil că e o întâmplare, că sunt și ei cercetați, dar nu au fost în perioada asta. Lumea poate să tragă concluzia, dar domnule, ăsta e un partid de corup și atunci reprezentantul său e o persoană care acceptă corupția. Nu. Iar eu asta e o temă sensibilă de discuție. Nu e neapărat necesar. Noi, asta vreau să vă zic eu, să lăsăm justiția să-și facă datoria, să constate problemele sau deficiențele
atât la toate dosarele care le-au deschis, care nu sunt numai din zona PSD-ului, sunt și din zona PNL-ului și în zona PDL-ului, deci partidele mari care au fost. Bine. Și care au avut oameni aici în poziție. Aici trebuie să recunosc că l-am văzut tot pe președintele Băsescu spunând dacă ăștia sunt corupți, Victor Pontaie, dar nu l-am văzut pe președintele Traian Băsescu să spună dacă ăla de la PMP e corupt. Deci au și dânsi dosare. E și doamna Udrea automat vinovată. Nu l-am auzit. Nici de domnul Iohannis nu l-am auzit. Îmi permite și mie. În ceea ce privește opiniile președintelui Traian Băsescu, eu mi-am rezolvat problema, m-am imunizat. Realmente, în opinia mea, nu mai contează ce. Nu mai țin seamă sub nicio formă de ce spune președintele. Dumneavoastră nu, dar poate electoric. Nu, deci eu vorbesc despre mine. Din nefericire, ceea ce se întâmplă și constat și din unele din afirmațiile din seara aceasta de aici, este faptul că încă nu se percepe întreg adevărul, și anume că în această competiție electorală Klaus Iohannis este sprijinit de Băsescu. Nimeni nu-și dă seama de ce spuneți dumneavoastră. Domnul Maxim, asta. Pe mine viața, datorită meseriei pe care o am, m-a învățat să observ oamenii. Noi îmi exprim speranța acum că vom mai sta de vorbă. Există extrem de clar câteva direcții în care Iohannis deja a căpătat reflexe comportamentale împrumutate de la Traian Băsescu. Jignirea în public. A unor categorii sociale. Cum îmi spuneți mie că nu, din moment ce face cea mai gravă jignire la adresa unei categorii sociale și așa bătută de soartă în țara asta? Profesorii. Deci, observați cum se amestecă, sau a spus la început că va schimba guvernul, cum va deveni președinte. Acum, sfătuit, își nuanțează intervenția. Nu, eu cred că dacă voi ieși eu președinte, s-ar putea să se facă rearanjări în Parlament, să se schimbe majoritatea, să treacă o moțiune de cenzură. Cu alte cuvinte, ceea ce a spus în mod indubitabil, clar, voi schimba prim-ministru. Cum să spui tu asta? Nici măcar n-ai ajuns președinte și deja îți arogi o măsură care nu ține practic de sarcinile pe care urmează să le ai. Deja, repet, în acest tipar comportamental se văd multe din elementele comportamentale de la Traian Băsescu. O să trăim cu toții și o să mai stăm de vorbă, domnul Maxim, și o să vă aduceți aminte de ce am spus eu acum. Pentru mine, ideal ar fi ca în turul 2 să avem o concurență Ponta cu Tăriceanu. Pentru că abia atunci, în opinia mea, societatea s-ar detensiona, toate discuțiile ar căpăta o tonalitate normală, da? Și eu încă sper în această variantă, pentru că rămân la părerea că mulți dintre electorii PNL, clasicului PNL, se vor îndrepta pentru a-l vota pe Tăriceanu. Din păcate, nu mai avem timp la dispoziție, dar aș mai vrea totuși, mi s-a părut o chestie foarte interesantă, nici Victor Ponta nu putem să spunem în momentul de față că este sigur că va ajunge președinte. Este sigur, poate, că va intra în turul 2, pe baza sondajului de care spuneți noastră și așa mai departe. Deja au început discuțiile în PSD cine îi va prelua locul ca președinte. Și am văzut în interceptările procurorilor, că și asta e interesant. Interesant ce au căutat procurorii. Crebenciuc și Cușova discutau despre... Și mai ales de ce le-au făcut publice. Da. Pentru că, repet, și eu exprim ceea ce a spus și președintele Ponta, adică eu cu Fabioara în sediu de partid nu putem să discutăm despre viitorul președinte al PSD Ploiești dacă Iulian Bădescu va fi promovat la București, care e președintele acum? Puteți discuta, dar aveți grijă să nu faceți o faptă penală, că puteți fi interceptat. Dar care e fapta penală? Nu, care... ei erau interceptați, probabil. Bun, dar de ce această problemă, care ține de, dacă vreți, de discuție la o cafea, la un par de apă, a ieșit instantaneu și s-a și constituit instantaneu un dosar, domnul Maxim? 10 secunde. Ce e cu povestea cu tandemul Dragnea Ghiță, care vine contra tandemului Herbenciuc-Șova? Și pe cine sprijină PSD Prahova în toată povestea asta? PSD Prahova, în opinia mea, are obligația să-l sprijine pe Sebastian Ghiță, pentru că eu cred că dacă un Prahovean... Doar că e deputat de aici de Prahova? Dacă, nu, pentru că Prahova
Deci, în opinia mea, domnul Maxim, a venit vremea ca Prahova să-și câștige un loc de, în conducerea centrală a partidului. Prahova în 2012 a avut un scor incredibil în raport cu cea mai puternică organizație PDL. Nu uitați că aici era organizația Roberte Anastase și noi am câștigat absolut tot. Absolut tot am câștigat. Și Prahova, după opinia mea, merită un loc în conducerea partidului. Dacă acesta va fi ocupat de Sebastian Ghiță, este ok. Mulțumim frumos. Vedeți că scandalurile continuă și după campanie vom avea parte, le vom publica și noi și le vom dezbate pe măsură ce ele vor apare. Vă invit să continuați să urmăriți Wild TV și săptămâna viitoare când avem alți candidați de prezentat în fața opiniei publice din Prahova. Mulțumim frumos! Bună seara!